Ah! You should have known I'd find you. Oh! Hei, salutare tuturor, eu sunt Kina aici și bine v-am găsit la un nou episod din seama de Five Nights at Freddy's 6. Nu vine să cred că zic chestia asta după cât mai mult de un an de zile, dar n-am mai avut nici timp de joculețul ăsta și am cam și uitat de el, pentru că am fost mereu prins cu chestia asta cu bacalaureatul și cu examenul auto. Deci, da, hai să vedem. Nu mai știu unde am rămas exact, continue. Ok, deci am ajuns într-o zi de joi, cu 4.000 de dolari și țin minte că atunci când mi-am luat Windows-ul 10, că eu când filmasem era pe vechiul Windows, am încercat să joc cât mai bine. Și am construit scena asta și asta la altă și cred că am și evoluat asta, nu mai țin exact minte, stai să văd. Da, dar nu avem animatroni, așa că... da, și cu dublu vasă de mă mișc, ok. Aici, uite, pot să-l pun pe ăla, mai am altceva. L-am pe Candy Cadet, ăsta din câte știu, o să ne zică povești. Aici e Fruit Maze-ul, nu mai știu, e la maxim? Da, e la maxim. Ok, dar noi o să facem câteva din achievement-uri și anume... ăla cu animatroni, deci trebuie să intru în catalog ca să vi le arăt. Deci practic trebuie să iau animatronii de aici. Ăsta. Nu sunt sigur dacă și ăsta. Ba, cred că toți așa. Mergem în Blueprint Mode. Și cum era? Ăsta. Ăsta? Și ăsta? Da! Trash and the Gang. Și am făcut 1000 de dolari, ok. Hai să mergem înapoi în catalog și acum trebuie să-i luăm pe ceilalți de aici. Ăsta și atât. Cred că avem restul tot de aici. Stai, știu că trebuia să fie un elefant, oare... Cred că e aici. Asta nu l-am luat. Ok, am înțeles. Ăsta lipsea! Ok. Blueprint Mode. Deci ăia spuși pe scenă și aici elefantul. Da, uite, asta era. Super, 10.000 de dolari, mamă! Ok, hai să facem următorul achievement atunci. Cum era? Trebuie să iau pe ăștia, dar nu sunt sigur dacă o să am bani de toți. Ăsta. Și mai trebuie să fie Lefty, din câte știu. Stai pe aici? Sau e altundeva? Nu e aici, e aici. Leftile. 5 dolari? A, dar are riscul 9, am înțeles. Blueprint Mode. Ok, și trebuie să-i scot. Ăștia n-au risc? Cred că probabil pe ei o să-i mențin atunci. Are unul, Nedbear are risc. Ok, dar hai să vedem, deci trebuie să-l fie așa. Rockstar Freddy, Rockstar Bonnie, Rockstar Chica, Lefty și Rockstar Foxy, da. 20.000 de dolari! Ok, și am un risc de 4, aparent. Ok, catalog. De 20.000 de dolari ce putem lua? Security Puppet. Și mai trebuie să iau și pe ăștia. Ăștia sunt mult prea scumpi. 15 dolari. Ok. Gravity Vortex. Hai să luăm și 3.100 de dolari. Ok, cu 7.000 de dolari mai au asta. Mai am cât? Vreo 2.000 și ceva. 2.800. 2.800 și ce reușim noi să facem cu 2.800? Cred că absolut nimic. Și mi-e frică să pun astea, dar... Uite, ăsta are riscul 1, uite, hai să luăm pe ăsta. 1200, uite asta. Blueprint Mode.
Ok, ăsta... Ăsta... Să le și evoluăm. Au chestii de safety pe ăștia, pot să pun? Aparent nu. Ce-i? Astea sunt uși de securitate, am înțeles. Interesant. Astea sunt evoluate. Ok, ce-i cu security puppet? Do not let your assigned child... Ok, your code is green. Green? Ok, ăștia nu-s green. Nu, am înțeles, am înțeles. Ok, o să rămân atunci acolo. O să rămân în cutie. Nu-i ăla și nici ăsta-l-alt. Deci trebuie să mă uit după unul care are o bandană verde. Ăștia sunt cu albastru. Păi, nu-i niciunul. Nu joc eu bine sau? Sper că nu s-o buguit sau... Stai ce? Eu sunt prins sub cadouri! Stai ce? Are bandana verde! Uh-oh! Ok, trebuie să-l ajut. Sau să o ajut. Eu nu-mi dau seama ce era. Ah, ok, și-am ieșit afară. Ies scântei din puppet? Ok, poate ce-i robot, poate de asta. Ei, trebuie să găsesc fetița aia. Stai, ce? Urme de mașină. Astea sunt urme de mașină și ai... Aici. Well, chestia asta mi-a dat ceva bănuți, I guess. Mai am 6 tokenuri. Poate Candy Cadet o să ne spună o poveste. I am the Candy Cadet. Come get your candy here. I have candy all day, every day. Candy, candy, candy. Get ready. Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. Ok, deci de data asta n-am avut noroc aici. Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. Dacă cumva mi le mănâncă pe toate și n-o să-mi zică nicio poveste, o să mă supăr. Return to Candy Cadet. Serios? And maybe I will tell you a story. Deci cum zice doar maybe? Like... Return to Candy Cadet. Serios? Again, and maybe I will tell you a story. Return to Candy Cadet again. And maybe tu glumești? I will tell you a story. Return to Candy Cadet. Nu se poate. And maybe I will tell you a story. Ok, nu prea mi-e chestiile aparent când vreau să filmez. Nu că ar fi ceva neapărat nou. Și acum nu mai au nu mai am deloc tokenuri. Well, sper că dacă pe ăștia îi las, las așa, sper să nu fie o problemă sau ceva. Atmosfer, ok. Ce asta? Nu accept, nu accept alea. Ok, și hai să vedem. Mă mai descurc eu oare? Știu că ultima oară am luat-o și pe baby. Ok, din start o să zic că nu o să mă pricep. Audio, mergeți acolo. Task order supplies. Cred că e cineva în zonă iar. Nu. Când flicărește lanterna, nu-i bine.
Ce? Nu-ți băga nitro acum calculator că n-am nevoie. Sper că ăla de aici să fi plecat. Ce mă? Se pare, nu ai auzit niciun sunet, aci, da? Nici tu și nici tu. Ce? Audio, du-te acolo, task, order supplies. Nici nu cred că am reușit să fac task-ul ăla. Cred că mai bine începem cu alea mai grele. I-am văzut aici. Deci i-am văzut aici. Serios? Nu mai pot, deci nu mai pot, nu pot să țin astea. Eu nu știu de ce nu-și poate, nu știu, coase gurile, coase, repara gurile astea de aerisire. Efectiv să-și pună o bară de metal ceva. Să le lase așa sparte. Și nu știu de ce ar trebui să lucreze aici, de pe Pentium 1 ăsta. Când la fel de bine ar putea lucra sus undeva. Să mă rog, cred că lucrează undeva sus, dar... În orice caz, într-un mediu mai friendly. E prea greu. Eu aș fi fericit dacă aș termina măcar noaptea asta. Jocul ăsta nu-i de mine. Nu-mi sări în față acum că mă uit la tine. Nu risc, nu risc. Nu vreau să ajung la 100 de grade, dar nici să pierd aici.
Mă trebuie să printez astea, fac gălăgie rău. Nu pot să țin și aia și să printez. Ok. Deci astea fac gălăgie și astea sunt grele de făcut. Tot ce presupune imprimanta e foarte greu de făcut. Motion. Am oprit. Am oprit. Pentium 1 l-am oprit. Deci îmi transpiră mâna pe mouse de nu-i adevărat. Nu, 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 nu. Pleacă de aici. Oprește tot, oprește tot și du-te și uită-te în gurile de aerisire că aici o să mor și de cald și de jumpscare, rai de capul meu. Cred că aș prefera Outlast-ul decât asta, deși... Să nu vă pună Nagy István să intrați în gurile mele, gurile mele de aerisire. Aici este pământul mamei Ungarii, n-aveți ce căuta voi. Refugiaților, I don't know. Motion. Maintenance, mai am doar 3 test-uri. Știi ce? Nu, nu risc, pentru 3 test-uri nu risc. Ăsta sigur e aici, e transnistrian. Unul din ei sigur e aici. N-aveți ce căuta aici, plecați! Așa, task, maintenance and clock toilets. Opresc, opresc, nu, 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 nu-mi place, nu-mi place! Cine m-a pus să joc jocul ăsta? Nu știu! Că eu-l urăsc! Am zis, bă, hai că, hai că pot. Am reușit să iau atestatul cu 10. Ce mai poate să-mi lipsească? M-am crezut eu unstoppable. M-am crezut. Și dacă nu s-o filma nimica... Oprește, oprește, nu, Transnistria Sovietică, nu! Calmează-te, Kenny! Calmează-te, Kenny! Cu nimeni nimic nu avem decât dacă ar vrea să mai rupă din noi. Și nu-i Basarabia ruda săracă întoarsă cu sila înapoi. Și nu-i Basarabia ruda săracă întoarsă cu sila înapoi! Păstrează-ți încrederea, noi voievoade, sfidează-i pe hoții vicleni. Să facem aici, prin muncă și roade, o țară de basarabeni. Să facem aici, prin muncă și roade, o țară de basarabeni.
Ocnașul de gheață din lanțuri tăiate, mai simte rugina în os. Astfel cum și noi te iubim. Libertate! Și ne bucurăm dureros! Astfel cum și noi te iubim, libertate, și ne bucurăm dureros. Suntem Basarabia veșnic furată, ce n-are nici loc de mormânt. Cât clopotul marii uniri n-o să bată, să vindece țări și pământ. Cât clopotul marii uniri n-o să bată, să vindece țări și pământ. Prea mult ne-au durut despărțirile noastre, un cimbru ceresc s-a văzut. Să fie drapele roși, galben, albastre și încolo și încoace de prut. Să fie drapele roși, galben, albastre și încolo și încoace de prut. Și mâine cât datul ursitei să fie, urmați-l și suntem salvați. Unirea va fi dacă este frăție, trăiască poporul de frați. Nu vrem! Am reușit! Before you is an animatronic found iară! In the back alley. We are unsure of its origin. Cine amu? It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it. No one is here. I'm already inside. If you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make sure. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. La un moment dat, țin minte că am cumpărat ceva la reducere în ranul ăsta. Dar nu știu ce. Și zicea că s-ar putea să fie ceva înăuntru. Ok. E atât de ciudat să joc după un an jocul ăsta și când am refăcut generanul care l-am aici. Ok, zero probleme cu lor. Deci e atât de ciudat. 9700 și ceva. Blueprint mode. Cred că pizzeria e ok așa, dar în ce zi suntem? Suntem vinerea. Ok, nu știu, cred că mai e vinerea. Gen ar fi noaptea 5-a. Și ar mai fi sâmbătă, cred? Nu sunt sigur de asta, dar asta o să vedem în următorul episod. Oh, băliu. De ce am zis asta? Dar da, cu siguranță o să mai fie un episod, deci că trebuie să termin jocul ăsta până la urmă. Deci cam atât cu acest episod, eu chiar sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să mai fac în continuare jocul acesta, nu uitați să lăsați un like. Deoarece chiar m-ați ajutat enorm și astfel mi-aș și da și eu seama de cât de mult v-ar plăcea episodul. Și noi ne auzim data viitoare. Okay, pa!